Salutare băieți, aici sunt Andy și astăzi filmez cu telefonul meu șmecher, noul meu telefon, dacă știți despre el. Problema e că convertirea filmărilor de la acest telefon să-l pot băga în calculator e foarte nasoală și foarte nenorocită. Nu știu dacă de pe iCloud le pot lua, dar da, e nasoală, s-ar putea să vedeți o calitate foarte, foarte de rahat din cauza convertirii, dar numai asta e important. Băieți, vreau să vă reamintesc de Booster Oil, nu v-am mai spus de ceva timp de el, dacă nu știți despre ce e vorba, o să vă spun cât de repede. Dacă știți despre ce e vorba și încă nu v-ați făcut abonament, dați click pe primul link din descriere. Pentru cei ce nu știți, Booster Oil este o platformă cloud online unde te poți juca juculețe pe care nu le-ai instalat în calculator, fără a folosi resursele calculatorului tău, fără a le instala în calculatorul tău, doar prin platforma online. Poți face chestia asta de pe orice sistem, nu contează cât e de bun sau de prost, doar cu o conexiune la internet. Și de pe telefon poți face fix același lucru. Așa că dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, apăsați click pe primul link din descriere. Salutare, mai mulți, aici sunt Andy și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Forza Horizon. Aici împreună cu Hârciogul și cu Grasu. Nume de cod, nevăstui ca și Hârciogul. Ba nu, ba da, el era nevăstui ca și stăpânicul, e Hârciogul, e foarte bine. Băieți, astăzi, după cum probabil ați văzut deja în titlu, pentru că nu mai țin suspansul ăsta atât de mult pentru voi, astăzi o să facem ideea inspirată de la Grasu, într-un fel. O cursă o să facem. Bine, deși o să fie, nu o să fie corectă, cursa nu mai contează, o să facem cursă. Fiecare o să ia câte o mașină de a mea. Ca să fie corect, o să-mi iau eu prima iubire, adică a bătrână. Prima mea mașină, sălbatic o să ia pe Beca, bine, mă rog, faceliftul de la Beca, că, na, Beca nu există, nu există în joc. Și Grasu o să ia. Ia zi, Grasu, ce o să iei tu? Ce? Eu o să iau R7-le. Păi da, mă rog, trebuia să iei un A7, dar nu avem A7 Forza, așa că o să iei R7. Bă, nu-i corect, frate, păi asta, eu îmi iau mașina și ăla ia mașina care nu are lui. Iar mă, lasă-l pe ăla, că așa e prost. Glumeam, frate, că oricum tu pierzi. Hai, vezi, atunci aici. Și practic o să facem o cursă între toate mașinile mele. Mă rog, impropriu spus toate, că na. Bă, dar eu îi scot ăsta de la R7, că nu pot să virez cu el. Ce-i scoți? Pe pandemă? Nu pot să vireze cu el. Deci, practic, sărbaticul o să-și ia mașina asta, R6-le din 2009. Eu o să iau R6-le din 2003. Da. Eu o să iau R6-le din 2003 și Grasu o să ia R7-le din 2013 pentru că ăla e. Și le modificăm cu motor și tracțiune, da? Cu motor doar că. Păi, și că cu motor. Băi, nici nu știu că, eu nici nu știu cum le-am modificate pe ăștia pe aici. Cum vreți să le modificăm? Bă, fără motor, clar. Fără motor, da. Fără motor. Păi atunci ce le mai luăm, nu? Corect, corect, corect. Da, corect. Mai ieșim afară sau le modificăm din prima? Bă, le modificăm. Eu cred că s-ar putea ca pe asta să am deja modificat. O să mă arunc așa o scurtă privire pe aici. Bă, uite-te să n-ai ăla. Nu, n-am motorul, n-am motorul. Și tracțiunea nu... Și tracțiunea n-are rost, e 4x4. Păi da. Bă, și ca să fie... Ca să fie cursa bună, o să facem cursa aia pe noapte, băieți. No, no, no. Hai, Grasule, hai! Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi convine. Hai, bă, salut. De ce să fiu obligat? Păi nu ești obligat. Dar oricum știm că pierzi. Deci de comun acord aici, Grasule. Da. Nu-mi convine, Grasule, să știi că nu e. Hai, mă, Grasule, bă. Aici. Hai, mă, prieten. Grasule, și fii atent că spun niște jante, bine, a care seamănă cu ăștia, ți-l rot acum. Adică știi ce o să pun, nu mai nevoie. Știu ce o să pui, o să iau niște ore jantele. Da, chiar așa tu să pun. E eleronul ăla, mami diu. Bă, Grasule, trebuie să le pui, bă, vezi că una e posibil, mi se pare, fără eleron deloc să fie mai bine, gen. No, pe cum să fie mai bine? Niciodată, refer... nici dacă îți arată că e mai bine, nu e mai bine. Ești sigur tu? Da. Păi și-o fac culoarea aia berberită de white-ul? Ce, să faci culoarea berberită de white? Bă, până la urmă culoarea... Da, ai putea să o faci. Și eu pe asta o făcui verde, cum era bătrână. Măi, mă rog, păi o aveam deja. Sau a ta e neagră spre mare, nu știu ce culoare, dar... Da, păi ar trebui să o faci mov, că o să fie mov, dar pui mei, na. A, nu mai dau din casă, că lumea nu știe ce culoare. Băi, cât aveți, mă? Bă, cred că am zis, Grasule, ce culoare fac. Bă, taci, nu mai spune, bă, nu mai știu, frate. Băieți, uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de Forza Horizon, să lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină credeți că o să câștige, că pentru că până la urmă se poate întâmpla orice. În teorie ar trebui să câștige... Cu asta toate, nu? În teorie ar trebui să câștige A7, nu știu care dintre voi își lua A7-le până la urmă. Grasu, deci în teorie ar trebui să câștige A7-le. În practică o să vedem. Bă, dar eu am volan un 225. Stați așa. Eu nu, frate. Mamă, dar cum are asta roțile de intrate, hă? Sau mi se pare mie? Mai bine, bine. Păi și eu trebuie să-i fac aceeași culoare ca la Beca. E ok, măi, dorul e, măi. Aspirator de femei, măi, dorul e, măi. Dar nu am culoarea ca la Beca, o fac gri. Bă, ia vezi că dacă dai acolo la culori trebuie să fie ceva care să fie ceva de genul. Q7 e ok, măi, dorul e, măi.
Trebuie să ai lucrurile. Mamă, băieți, acum am obișnuit cu el în 225, bă, cu volanul. Haideți să fiți gata să veniți să facem... Ale mele 6, nu? Dar de fapt nu știu dacă ar mai avea rost să mai facem o liniuță, având în vedere oricum o să facem cursa. Chiar trebuie să văd că mereu îmi place să văd. La 100, ok, la 100 trebuie să spun deja, da. Băi, eu sunt gata, voi nu mai termina răzul? Mă asigur că da, nu? Deci, băieți, eu sunt cu a bătrână, cea mai mașină. Cea mașina mea, a bătrână. Soraca de ea, ce doră mie de ea, nu știu ce am vândut eu cu 1300 de euro. Dumnezeu, da, ba nu, sau 1500 am dat pe ea? Nu, am dat, nu am dat, că de data am dat vreo 2000, da. Nu mai contează asta. Ma, da, bă, stai, că uitam, am uitat că erau ăia invidioși pe tine. Repede tu, Nicolo, ha 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 ha. Ha ha ha. Fusei amuzant? Bă, hai, de ce tu nu și faceți cursă, că văd că până veniți voi. Păi hai, gata, tu ești aici, gata? Ce frumușel l-am făcut și... Bă, ce gasele, ce e cu jantele? Și astea seamănă cu ăla, de l-am pus eu. Aproape, da, eu ce să-i căpun? Da. Asta e, păi am gustul, bă, uite la, uite și tu. Bă, dar seamănă culoarea sau ești daltonist? Du-te, recuri de aici de handicapat. Nu are altă culoare, e gri sau asta? E, prea putea să iei un cenușiu, boule! Luai și era prea deschisă. Și ăla altă era aici. Bă, e daltonist, bă! Lasă-l, hai, să-ți pregătiți, lasă, că n-ai ce să-ți faci. Arată-i. Ce se întâmplă? Ce vă vreau să... Bă, eu vă iau cumva? Da. Bă, ești nebun? Nu! Schimbați motorul no! De R7, bă. Bă, lasă-le, ce-ai făcut, bă? Eu v-am spus că Audi-urile sunt proaste. Să nu mai luați R7, bă. Da, băieți, hai să facem o cursă. Vreți să facem pe aia noaptea sau nu vreți să facem pe aia? Pe care, mă, hai zi? Aia, gen... La care mă duc? Cum se numea? Aia nici nu are profil. A, nu, e grasul de pe aia, gen de... Ia, uite-te. E fără... ăla, nu de goliat. Cum se numea? Maratonul? De maraton. Nu l-am. Crezi că e deasupra lui Horza, Furaizu. A, ba da. Păi a făcut-o, la câte ori am făcut de maraton, am făcut și da. De aia. Hai, fă-o. Fă-o pe aia. Ce maratonul ăla? Ia, măcar, nu-ți place ție noaptea. Aha. Păi și pe iarnă. Bă, da, sunteți proști. Păi, omă, că avem 4x4 toți. Și... Păi și poți să ai mama lui 4x4. Păi da, mă, grasule, dar ai Audi, grasule, dă-o mama, măsii. Adică Audi-ul cu 4, știm cu toții ce înseamnă. Dar sigur că da. Nu ne mai... Hai să nu ne mai ascundem după degetele mici de la picioare, că totuși. Nu e frumos. Ăla așa vrea, mă, el așa vrea să scoară de promovare. Nu, nu, e nebunit cu mai importantă promovare. De la ce vine asta cu mai importantă promovare? Nu pot să spun. Deci, băieți, vreau să lăsați chiar acum în secțiunea de comentarii cine credeți că o să câștige cursa asta? A șaptele, a bătrână sau Beca? Și de ce îmi scrie la un chicken vent și nu mai intră? Am gata. Pentru că acum am scris la un. Și apăsați neapărat butonul de cap, că mă dă, de cap, de like, că mă doare capul de nu mai pot. Dar are farurile mai mici de cale tale, bă. Păi vor fi mai polișate, nu știu. Are 3 lupe în far. Da? Da, 3 lupe vin, tu. Bă, hai că ne mai launch in given dacă e. Bă, mie mi-intrăm, scrie fast traveling other players. Și mie. A, bă, hârciogule, bă. Cu ce o scrie launch in given? Bă, dar nu mai chem cu noi. A, la tine e una în mână cu ailaltă. Bă, dar ce farul șmecher are ăsta, zici că-s de Bugatti. Bă, ce farul sunt ăștia, că mai gustat ceva pe Audi. Bă, și al meu are 3 din ăla, dar nu se lumină nimic, niște de la micuțe așa. O să stai pe. Bă, pe bune, 901, 902, 903. Grasule, ce făcuși la R7-le ăla? Bă, tu nu-i tunași ceva. What the fuck? Bă, da, mă, tu n-ai blană, ești nebun. Important e promovarea. Bă, grasule, eu zis, nu cred că ai făcut ceva, pe bune, n-are cum. Poate mai mult, dacă e proastă, ce vrei? A, mă, dă-o încolo, păi, aoleo. Bă, m-a obișnuit cu volanul ăla, bă. Hai, salut. Da, asta aveți voi timp să ieșiți în decor. Sau crezi tu, acum conduc bisericește. Bisericește, a? Salut, sălbaticule! Bă, nu trebuia să dau un pom, mă jur! Atâta a fost și viața lui Beca, băieți? Să mă piști pe ea că eram... Bă, eram invizibil și nu vă zic bine mașina, mă jur! Deci atâta a fost și viața lui Beca, băieții? Bă, ce prostie! Vezi să nu faci la fel și în realitate, bă! Da, bă, așa e, că nu am de un an. Bine, că ai mers cu 9 luni cu ea dintr-un an, e partea a doua. Ia, dar ce faci, mă? Strigi sau ce? Strigă. Păi strig, normal. Așa, bă, strigi, a?
Păi strig, frate. Așa, bă, prietene. Păi dacă te iei de mine, căci că să nu... Stuzi mașina, măi. Nu, pogoie, bă, bă, grasule, dă-o, bă, înapoi, că mai poți, bă. Ascultă-mă. E prost rău. Dă-te, mă, de aici, nu... Dă-te, bă, de aici, nu... Dă-te-o la o parte, grasule. Grasule. Ce nesimțite ăla, bă? Dar nu accelerează, grasule! Băi, ai făcut ceva, dar un colo n-are cum să aibă 900 scor cât asta, grasule! Tu uita și să-i pui ceva, ascultă-mă ce zic! Îi pusai tot să mor! Deci, eu îți garantez că tu uita să-i pui ceva, aia trebuia să aibă măcar 920, măcar! Cu ce 920? Păi eu știu cu ce... Păi poate body kit-ul, da! Bravo, nu? E! Ce făcut jo? Eu sau tu? Tu! Păi eu sunt în față! Ce ori de stași așa repede, sau poți să-și lag? Nu, cred că fulag. Nu, eu fusese bine pe ea. Nu te poți ia așa de volan. Păi te dusă să-i la dreptul cu ea și deodat, o scutura așa. Da, bă, cred că bă, nu, păi chiar mi se rusă de la tură, da, într-adevăr. Păi da, dar n-avei când să o redresezi așa. Hai, de salut, băieții. Salut din tutti frutti. Mamă, stai că dau rewind aici, că nu. Nu dau rewind, că n-ai voie. Dau mamă, mamă, mamă. Ce ziceați, bă, băieți? Ma, și eu. Care e ăla de M-POM aici? A, sălbaticul. Salut, bă, sălbaticul, ce faci? De, te mă uitam la prostul ăla, cum se lovi și mă lovi. Dar grasule, tu ce-ai făcut jo? Nu, deci asta e foarte proastă fără să-i schimbi bă, dar nu știu ce-ai făcut. Că zisă, eu să zic că am făcut-o și eu stoc o dată, bă, și nu era, mă, căcat! De la bodykit, cred, e, mă. Da, mă, dar gândește-te că... Ce treabă are bodykit-ul cu accelerația? Am bat picioarele, că nu frânează a dreapta cu ea de mașină. Dacă frânași târziu... Ce treabă are, grasule, bodykit-ul cu accelerația? Nu știu să... Da, tu nu vezi că nu accelerează deloc? Mă jur! Eu de asta zic că tu... Nu uitai nimica! Nu știu, să-mi bat piciorul. Nu știu din ce cauză. Adică știu că într-adevăr nu se duce prea mult dacă cad, nu spune tu mie că aia se tunează la fel ca baba asta sau ca alălaltă. Aha, da, bă, da, baba e mai ușoară. Oricum ăla lui a avut cel mai mare scor, nu știu cum să face. A mea? Nu, a lui Wendel. Cine știe cea ce mai veche mașină a avut cea mai mare, cel mai mare scor. Ce făcuți, mă, ne așteptai? Vă așteptai. Nu mai frână mașina. Dar involuntar. Nu mai frână mașina. Ne așteptă de involuntar. Nu mai frână mașina. Ba, asta poate să fie cursa oricui încă. Păi dă-i seama. Pune jalul grasul. Bă, eu mă țin bine de voi. Cu cea mai proastă mașină de aici. Da, bă, cea mai proastă, ce-i? Păi nu știu, bă, ce-ai făcut, zis să-i. Nu știu, bă, eu cred că... Ce se distanțează la de mine. Eu pe curbe cred că tot aia e cea mai bună, bă. Tot RS. Care dă durăz, mă, e cea mai grea asta, mă, mea, de aia. Nu știu, bă, grasul. Deci gata, au vând reșaptele și îmi cumpăr băa bătrână. Când da, o să ai reșapte. Mă rog. Păi nici nu mai îmi cumpăr acum, ce pui mie? Păi nu vezi că nu se merită. Mai, leu, grasule, ce fac cu ce o redresai? Mai, leu! Lași mașina aia sălbatică, leu, sau grasule? Da, eu, leu! O fac cu cacat, ce ai? Bă, grasule, nu-mi formam mașina, bă, că doar ce, doar ce-am luat-o de la PIP, nici măcar n-am luat-o. Păi de ce zici, bă, că ai luat-o dacă n-ai luat-o? Vorba venea, era un fel de spirit de glumă, așa. Spirit aventurier. Nu, e proastă, rău, nici curbe nu le ia bine, nu. Nu-mi place. Mai șmecher M6 de 10 ori. Știi tu, bine, bine, dacă e pișul ăla a 4x4. Mai, leu, hai că... Hai, pa, 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 pa! Hai, bă, grasule! Nu, mă, acolo, mă, grasule! Nu, hopa, hopa, hopa! Hopa, hopa, hai, pa, 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 pa! Ce făcuși, grasule? Nu știu, bă, că era... Bă, am fugit toate părțile, mă! Nu! Zisai să mă cad pe zăpada voastră, bă, văsăi! Nu facem pe zăpada, nu supor, nu-mi place, fuge prea rău! Vă lăsați că vă lăsai o mașină... Vă lăsai o mașină în curbă! Nu mi le puse niciun! O, bă, poate să eu! Ia zi, mă, cauciucurile de zăpadă. Păi, dar nici eu nu le puse, mă. Tu le pusești? Dar eu le pusei. Aaa, păi... Bă, și ăla cu cauciucurile de zăpadă are scorul ăla. Da? De-aia zic, grasă, tu făcuți ceva greșit, ascultă-mă. Tu cred că îți pusești cauciucuri proaste sau slicuri sau ceva. Ia, chiar o să mă uit. Deci tu greșești ceva. Nu, mă, prea prea cu scrisul. Dar ăla, zisei, garantez, greșești ceva. Ceva nu făcut și are prea puțin, e imposibil. Ce? Cu scrisul, că le-am pe alea cu scrisul. Cu scrisul, cu... Dă doi în... Bă, baloții vieții de fân! Bă, eu sunt bine, băieți, încă. Să-mi bat picioarele, bă, că mă enervează. Aha, hai că-l ratez, ce punctul ăsta clar îl ratez. Da. Nu, hai, pa, băieți. Ieși pe toate câmpurile din lumea asta. Hai că îi dă 1, 2, 3, 2. Oho! Bine, nu îi dă 1, 2, 3, 2, dar dă-i frânele motor proastă.
E proastă, rău mașina asta, bă, să nu vă cumpărați. Bă, grasule, bă, tu ai făcut ceva, ascultă-mă ce zic. Bă, nu ia viraje, grasule, nu virează. Bine, ieși pe zăpadă și de-aia și ies să mă cac pe voi. Vă stai că nu spor zăpadă. Îmi place. Păi la câte mașini a lovit pe zăpadă? Îmi face ciorul, bă. Ia, am traume. Hai, hai. Ia uite, pe asfalt parcă altceva. Bă, nu spune, bă, cine l-au dat audio că stă în curbe, mă, încă căcau. Bă, cum, bă, că mie mergea, bătrână? Uită-te la ea. Unde e? Iei tu, bă, acum de la urcă pe ea. Ce curbe ea? Bă, pui mei, nu le ia ca Lamborghini-ul, dar... Pui mei! Bă, deci mi se pare foarte greoaie mașina asta. Adică o zi așa, are centru de greutate diferit, nu știu. Nu-mi place. Aha. Sală, băieți, spune-mi la ceas. Iar da duci, bă, rewind. Păi nu mă lovi, dar trecuse mult pe lângă checkpoint. Hai, dă-te-n cioaca mea, bă, iar hai gata. Păi trecuse mult pe lângă checkpoint, bă. Dă-i în stâlp. De ce-ți dau în stâlp, bă? Pe ca să-ți pui înapoi de mergi. Bă, nu, bă, dar asta așa face mereu. Păi dar nu mă loveam, nu mă loveam, că ieșisem decât în decor. Nu contează, te opreai, continuai, că nici nu-mi dă du rewind. Dă duci cu ăla, trece minți. O dată, păi ești lasă, că duc tot de acolo. Hai, salut, băieții. Dar nu, noroc că nu prea mai aveți timp să mă luați. Zici? Da. Bine, dacă mai sare asta pe aici... Mamă, o văzut și o aruncă pe partea altă. Da, păi și în spate, bă, să-mi... Sunt. Păi da, ieși și eu, da, eu, dacă nu ne norocim, dau rewind. Bă, păi și nici acolo când voi mă ajunsără din urmă, nu dă păi, dui. Păi, dar tu de acolo, dintre copaci ăia, ieși aici 10 secunde ca mine. Păi nici măcar atât, cred. Bă, nu mai mânca rahat. Cred că și mai mult. Da, nici măcar atât, adică mai mult. La asta se referă. Păi, de ce crezi că dă dui rewind? De la pas scandinav. Bă, fac și eu dacă vreți, uite. Corect, frate, nu mai dați rewind. Uitați, băieții. Uitați, băieții. Berberită mașina asta. Bine, mă. Deci, băieți, oficial, a bătrâna a câștigat cursa, grasul și-a DNF. Du-te, bă, grasule, bă. N-ai cum, grasule, e prea proastă mașina asta. Bă, grasule, mi-ai făcut ceva, bă. Nu-i făcui nimic, e idiotă. N-are cum, grasule. Ete, ete chiar, nu, mă, nu mai, bă, te mor, mă, de mașină, ieși din cursă. Te mor, ține. Asta așa. Am luat și-o banii, măcar. Băieți, cam atât o să fie cu acest episod. A bătrân a câștigat, Beca după și era 7-le după. Deci gata, oficial nu mai îmi cumpăra 7. Îl vând pentru că a făcut a bătrână. Nu uitați de butonul de like dacă v-a plăcut și noi sigur o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!